Le au loc ultimele pregătiri pentru evenimentele dedicate centenarului. Sunt în jur de 100.000 de oameni așteptați în oraș, iar alții se îndreaptă chiar acum spre orașul Unirii. Robert Kiș s-a întâlnit cu ei pe drumul spre oraș și să știți că are și o surpriză despre ce este vorba. Vedem chiar acum. Robert, bună dimineața! Bună dimineața! Se îndreaptă lumea spre Alba Iulia și nu se îndreaptă oricum. Lumea a plecat din multe locuri ale țării cu căruța, cu trăsurele trase de cai și merg către orașul Unirii. Chiar acum vedeți în imagini 100 de români care au plecat din județul Covasna. Au plecat în urmă cu 5 zile și astăzi vor intra în cetatea Alba Iulia. Sunt înflăcărați, au cântat tot drumul, este și greu să vii totuși pe frig, trebuie cumva să mențineți spiritul viu și cald până la urmă. Nu, cum a fost drumul, v-aș întreba? Greu, dar frumos. Frumos pentru că mergem spre cetatea din Alba Iulia, unde acum 100 de ani strămoșii noștri au fost. Iar noi refacem acest drum pe care l-am început acum o săptămână, deci în data din 25 în noiembrie am plecat din curtea bisericii din Vâlcele, un număr de 100 de români, un român pentru 100, cântați, un, așa, român pentru 100 de ani, pentru fiecare an un român din, a plecat din 9 localități românești ale județului Covasna. Ați mers peste 200-250 de kilometri, dacă nu mă înșel. Știți ce aș vrea să vă întreb? Am văzut pe drum că ne-am întâlnit pe drum cu dumneavoastră și am văzut pe drum pe unde treceați prin localități, oamenii ieșeau la poartă, mulți dintre ei aveau lacrimi în ochi. Ce simțeați în momentul în care treceați pe lângă români care vă salutau? Este un sentiment fantastic. De la copii ținuți în brațe pe ploaie, pe frig, până la oameni bătrâni în cărucioare, cu cârjele rezemate de casă, femei bătrâne plângând la poartă, femei care ne-au oferit ceai, cafea, apă minerală, cozonac, tot ce au avut mai bun. Ce le-ați transmite românilor într-o astfel de zi? Mâine este ziua Unirii, împlinim 100 de ani. În primul rând, la mulți ani, multă unitate, pentru că acum avem nevoie de cea mai multă unitate, indiferent de nație sau religie, toți trebuie să fim români, să iubim această țară în care mâncăm aceeași pâine și o plătim cu același leu românesc. Multă, multă sănătate la mulți ani români, la mulți ani românilor mei și locuitorilor județului Covasna care au rămas acasă. De tot, cam acesta este spiritul cu care se îndreaptă românii către cetatea din Alba Iulia. Vă spun, este un moment unic, un moment fantastic să vezi cum lumea se îndreaptă, la fel cum se îndreptau acum 100 de ani cu căruțele trase de cai către cetatea Unirii.